47 se joacă acest meci. În ultimii ani au fost într-adevăr derby pentru topul clasamentului. Este și o încercare de intimidare această declarație a lui Baciu, de punerea adversarului în inferioritate. Șuta lui Pauco și gol! Gol rapid! Extraordinară execuția care l-a surprins pe Martin Tudor, probabil un plasament greșit al zidului. Al 8-lea gol cu care le galează în topul marcatorilor din divizia Daniel Pancu pe dinamovistul Adrian Mihalcea, omul numărul 1 al acestui sezon pentru Rapid, Daniel Pancu. Excepțională execuția lui Pancu, cel care recidivează astfel, a mai înscris o dată în prima etapă dintr-o lovitură liberă, tot la aproximativ la aceeași distanță, în partida de la Timișoara, cu UMT, a fost atunci 3-0, iar golul lui Pancu a deschis seria reușitelor giuleștene. Extraordinar, primul gol al campionatului, într-adevăr, pentru Rapid, execuție superbă a lui Daniel Pancu. Martin Tudor se aștepta. Dacă ți-aduci aminte, înainte acestei partide, Pancu chiar spunea că și-ar dori enorm un gol împotriva Stelei, deoarece Steaua și Ceahlăul sunt singurele echipe din campionatul nostru cărora nu le-a înscris. Iată că acum reușește să perforeze poarta Stelei. Să vedem și replica campioană și ce replică va da campioana. În teren mai bine fotbaliștii, Mutică a așteptat ieșire pentru Pancu și goluri Pancu, primele sale goluri împotriva Stelei. Daniel Pancu, golgheterul campionatului cu 9 reușite, 2 dintre ele împotriva campioanei Steaua în această seară în Giulești. Cred că a fost și o greșeală lui Martin Tudor aici, a ieșit pe sub minge. Seamănă într-un fel faza cu centrarea lui Șimurica, a fost una cu boltă, cu cea din meciul FC Național Steaua 2-3. Pancu a așteptat perfect în spatele lui Martin Tudor și a reluat agresia cu genunchiul, cu coapsa, a trimis în plasă. Iată-l pe Angel venit înspre tribuna în care se află, înspre peruza în care se află galeria rapidistă. Viorel Hizo e la capătul puterilor. Mai devreme, Steaua, cred că a scris un gol valabil, mingea cu eroarea lui Martin Tudor, la fel s-a întâmplat și în Cotroceni, o ieșire greșită la Martin Tudor, și Mutică este cel care pasează decisiv. Pancu l-a încălecat efectiv pe Mitiță, dar în fotbal internațional asemenea faze se petrec destule, nu știu dacă se fluieră fault, rămâne la atitudinea arbitrului. Totuși este clară intenția lui Pancu de a juca mingea, În timp ce Mitiță stă. Parcă nimeni nu mai crede într-o revenire a echipei campioane. Un banner afișat pe Gabo. Goluri obținute, lovitură de la colț în duelul cu Baciu. S-a spus despre plecarea lui Belodetici, că a lăsat un gol imens în apărarea Stelei. De fapt, goluri imense. Plecarea lui Belodetici pentru Steaua. Ar avea o gaură mai mare decât s-ar fi așteptat la antrenorii Stelei. Iată cu călcâiul a obținut acest corner, rafinament tehnic evident pentru Daniel Pancu, dublat uneori însă din egoist care nu face bine. Mutică și Trica la 0! Cu ajutorul unui jucător Trica, de la Steaua, Trica este cel care a fost lângă el. Fericire! Fericire pe timpul lui Violen Fizo și pe cel al lui Paul Cazan. Într-adevăr, mingea părea să se ducă spre poartă, Mutică 3-0. Mai sunt 10 minute în Giulești. Martin Tudor, părtaș la această înfrângere a Stelei, putem vorbi despre acest lucru, cred, cu 10 minute înainte de final. Iată Mutică, Mutamba, supranumit, unul dintre eroi emisiunii Fotbal la Max, revenit la mijlocul acestui campionat în primul 11, după ce Violent Hizo l-a convins pe George Cobos, care are nevoie de el. Este un autogol, văd. Baciu pare să fi schimbat traiectoria mingii. Oricum, Mutica va fi trecut pe lista marcatorilor, asta este sigur. Conform noilor reglementări, jucătorul care trimite balonul spre poartă, chiar dacă Mutica n-a vrut să-l trimite chiar acolo, a vrut mai mult pe colțul lung, a deviat decisiv din Baciu până la urmă. Capitanul Stelei contribuie decisiv la acest gol al treilea. Martin Tudor este stană de piatră la această fază, practic a avut reflexul după ce mingea i-a să uitați spre balon, după ce mingea a intrat în poartă.
Kawa este knockout.